Declar deschise lucrările adunării generale a organizației municipale a Partidului Social Democrat. Rog secretariatul. Cine face adunării generale, comisia de propuneri. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Dragi camarazi, de la alegerile parlamentare din decembrie 2012 a trecut puțină vreme. De la alegerile locale a trecut puțin mai mult. N-am avut ocazia să fiu față în față cu dumneavoastră așa într-o întâlnire pentru faptul că în tot acest interval de timp deviza noastră a fost munca în echipă, a fost câștigarea alegerilor locale și, evident, câștigarea alegerilor parlamentare. Am făcut o construcție extrem de serioasă și anume Uniunea Social-Liberală. Sigur, știu că există multe frustrări, există multe nemulțumiri privind, în general, modul de acțiune al colegilor noștri din Partidul Național Liberal. Dar vreau să vă spun, dincolo de toate celelalte, că și ei au frustrări, nemulțumiri și, evident, diferența ideologică dintre noi și Partidul Național Liberal, de cele mai multe ori și-a spus cuvântul. Nicolae Ceaușescu și regimul său au împrumutat România cu 26 de miliarde de dolari. Și cu acei 26 de miliarde, totuși, a realizat complexele de creștere a păsărilor, complexele de creștere a porcilor, complexele de creștere a vacilor, combinatele petrochimice și alte câteva lucruri importante în esența economiei naționale și a regimului care atunci conducea România. Dragi colegi, regimul Băsescu și guvernele sale au împrumutat România cu 20 de miliarde de lei și 20 de miliarde, mă iertați, 20 de miliarde de euro. Regionalizarea nu se poate face fără a modifica Constituția. De ce spun regionalizarea? Vreau să înțelegeți foarte clar. Principiul regionalizării nu se referă la scrierea de frontiere sau de granițe. România va rămâne cu toată forța stat unitar, național, suveran și independent. Dar regiunile sunt necesare pentru o mai bună funcționare a autorităților locale. Multe emoții, eu personal am emoții și după discursul președintelui Organizației Județene, domnul Marion Oprișan, chiar e greu să mai adaugi elemente noi, pentru că, evident, ceea ce voi face acum, adică voi prezenta raportul de activitate al Organizației Municipale Focșane a Partidului Social Democrat, în perioada ascunsă de la ultima conferință, va avea o conotație atât organizatorică, dar și politică. E normal să fii stăpânit de emoții atunci când ai lângă tine pe președintele Uniunii Consiliilor Județene din România, atunci când ai lângă tine unul din primii bărbați ai României și, dacă numărați, o să vedeți că am dreptate. Domnul primar Dece Balbacischi și o funcție de și un număr de 10 consilieri locali, iar în prezent împreună cu aliații focșeneilor, organizația municipală și reprezentații săi în administrația locală. Pe de o parte au fost constrângele, iar în acest an planul integrat de dezvoltare urbană va aduce la implementarea a 3 proiecte congruente în zona sud a municipiului, în zona la Minorul și Mândrești, care se referă. În toată această perioadă s-au desfășurat proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere în Focșani.